doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a concursului Miss Plaja 2009, cea de-a doua ediție. Ne aflăm ca și data trecută în aceeași locație pe terasa hotelului Palm Beach din Mamaia și spun mulțumesc domnului Șarbel. Suntem gazdele dumneavoastră Iulia Năstase și Gabriel Fătu și suntem pregătiți să vă prezentăm o nouă serie de tinere concurente, talentate, dornice să câștige titlul din această săptămână, adică Miss Plaja locul întâi. Noi ne-am făcut deja planuri de vacanță, de distracție, de plajă și bineînțeles că în agenda noastră în fiecare săptămână se află concursul Miss Plaja. Ediție de ediție vă vom prezenta tinere dornice să câștige titlul Miss Plaja 2009, un titlu foarte important de altfel pentru că îi va aduce posesoarei un premiu în valoare de 5.000 de euro. În această seară, din cele 20 de concurente, vom desemna 8 câștigătoare. Miss Plaja locul 1, Miss Plaja locul 2, Miss Plaja locul 3 și, bineînțeles, Miss Telegenica, Miss Bronzata, Miss Simpatica, Miss Palm Beach și Miss Eleganța. Toate cele 8 câștigătoare vor intra într-o semifinală mai spre sfârșitul verii, semifinală despre care vom vorbi puțin mai târziu. Să nu uităm să mulțumim juriului nostru din această seară, cu care vom face cunoștință însă după prima probă, pentru că, bineînțeles, suntem foarte curioși să le vedem pe fete defilând în rochii de seară. Mulțumim de asemenea și trupei Millennium, care se va afla în această seară. Millennium! Alături de noi pe parcursul întregii emisiuni. Sperăm că ne vor ajuta și dânsii să alegem cea mai frumoasă fată de pe plajă, Miss Plaja. Cu acestea fiind spuse, eu spun să începem proba rochilor de seară. Vă invităm, fetelor, alături de noi. Să înceapă muzica, să înceapă distracția Miss Plaja 2009, cea de-a doua ediție. Prima domnișoară care se apropie, doamnelor și domnilor, se numește Sabrina Casano. Are 18 ani, este din București, zodie Scorpion și este elevă. Elevă la liceul Miguel de Cervantes. Culoarea ei preferată este galben. Mâncarea preferată, mâncare chinezească. Hobby, muzică. Idealul ei în viață este să ajungă cântăreață. Cea mai mare realizare, spune Sabrina, am terminat școala populară de artă, secțiunea Canto. A doua concurentă, Roxana Loredana Huștiu. Este din București, are 18 ani și este elevă la liceul Traian Lalescu. Culorile ei preferate sunt alb și roz. Ca hobby are shoppingul, ca orice fată de asemenea. Se apropie Aurelia Tudorache, are 23 de ani, este din Giurgiu și este în zodia Pești. Ocupație, studentă, facultatea de agronomie. Culorile ei preferate sunt alb, negru și albastru. Mâncare preferată, icre negre, hobby, desen, muzică și sport. Ideal să ajung cât mai cunoscută. Cu numărul 4, Georgiana Mădălina Stanciu. Este din Călăraș, are doar 16 ani și este elevă la Standu Aledea din Călăraș. Idealul ei este să devină model. Felicitări că ai ales să participi la Miss Plaja, este un prim pas foarte important în cariera ta. Cea mai mare realizare, faptul că a luat examenul de capacitate. Se apropie numărul 5, care deocamdată nu zâmbește, dar o vom face noi să zâmbească. Uitați, gata. Se numește Ioana Alexandra Despinoiu, are 17 ani și este din Constanța, zodie Pești, ocupație elevă, liceul teoretic Emil Racoviță. Culorile preferate, roz și gri. Mâncare preferată de la fast food, hobby, muzică și dansul. Ideal să ajung contabil. Cu numărul 6, Beatrice Prodan. Este din Constanța, are 17 ani. Zodia este balanță. Și la 17 ani, bineînțeles că este elevă la liceul Calmen Silva. Își dorește foarte tare să devină stilist. Cea mai mare realizare este faptul că a luat Miss Simpatica la Miss Plaja 2006. Înseamnă că ai ceva experiență. Numărul 7 nu este rudă cu partenera mea, adică Iulia, însă se numește Roxana Elena Năstase. Este din București, are 19 ani, zodie săgetător, iar o ocupație ospătar. Culoarea preferată, mov, mâncare preferată de la fast food, iar hobby, PC-ul. Idealul ei în viață este să ajungă model, iar cea mai mare realizare, faptul că sunt independentă.
cu numărul 8, Mihaela Orneață. Este din Oltenița, are 17 ani, este elevă la grupul școlar Nicolae Bălcescu. Culorile ei preferate sunt roșu și galbenul. Ca hobby are dansul. Cea mai mare realizare, participarea la Miss Plaja 2009. Se apropie numărul 9, Lady in Red. Este și un cântec, Ana Maria Nicoleta Răgălie. După cum o vedeți, este toată în roșu. Este din Călăraș, are 16 ani, zodie leu, ocupația elevă la Colegiul Tehnic Ștefan Bănulescu. Culorile preferate, alb, negru și roșu. Mâncare preferată, friptură la grătar. Hobby, dansul, muzica și, bineînțeles, shopping. Ideal să devin stewardeză pe un vapor de croazieră. Iar cea mai mare realizare, am intrat la liceul de limbi străine. Hello! Hello! Concurenta cu numărul 10, Violeta Sorinela Angel. Este din Fetești, are 18 ani, zodia ei Capricorn. Culorile preferate, roz, galben și bleu. Idealul ei să devină make-up artist, de asemenea puteți observa că poartă un machiaj foarte, foarte frumos, realizat chiar de ea. Cea mai mare realizare, faptul că a luat Miss Fetești și locul 2 la Miss Sud-Est. Felicitări! Numărul 11, Mădălina Alina Aciobăniței. Din București, 17 ani, zodie Pești, elevă la liceul Tudor Vladimirescu. Culoarea ei preferată este roz. Mâncarea preferată, pui la rotisor. Iar hobby, muzică, dansul și fotografia. Ideal să devin un model de succes și să am o carieră în televiziune. Cea mai mare realizare, am făcut parte din trupa de dans Star 94. Concurenta cu numărul 12, Diana Elena Patrolea. Este din București, are doar 15 ani. Atenție! Este elevă la liceul Traian Vuia. Îi place foarte mult să danseze și își dorește să devină polițist de circulație. Foarte ciudat pentru o fată, curajoasă înseamnă că e Diana. După o polițistă urmează o artistă, Roxana Mariana Pruteanu. Este din București, are 17 ani, zodie fecioară și este elevă la liceul Nicolae Tonița. Culorile preferate, bleu, alb și albastru. Ideal să devin critic de artă. Iar cea mai mare realizare, atenție, am pictat câteva tablouri pe care le-am vândut deja. Atenție, Gabriel, urmează o colegă, o viitoare colegă de-a ta. Este vorba de numărul 14, Iuliana Tudor. Am spus asta pentru că ea își dorește să devină actriță. Va trebui să mă caute. Să cine o pregătesc știe? Pentru facultate. Este elevă la liceul Alexandru Ioan Cuza. Culorile ei preferate sunt mov, roșu și alb. Se apropie în verde și negru domnișoara Alina Florina Dumitrache din Techirghiol. Are 17 ani și este elevă la liceul teoretic Emil Racoviță. Culorile preferate, alb și maro. Mâncare preferată, cartofi prăjiți. Ideal să devin model. Iar cea mai mare realizare, am intrat la liceul Doit. Cu numărul 16, Alina Ioana Dragomir. Este din Oltenița, are 17 ani. Este elevă la liceul Neagoe Basarab. La ideal nu este foarte hotărâtă, oscilează între jurnalism și facultatea de drept. Se apropie numărul 17, Diana Steliana Mihăilă. Este din Cernavodă, are 16 ani, zodia Vărsător și este elevă la liceul teoretic Angel Salini. Culorile preferate, verde, roz și gri. Mâncare preferată, ciorba de văcuță. Iar hobby, dansul. Cea mai mare realizare, am intrat la liceul Dorit. Încă o concurentă care își dorește să devină polițistă. Este vorba de domnișoara Ramona Vasilica Timiș, numărul 18 în concurs. Să trăiți! Ea este din Maramureș, Borșa. Este elevă la Facultatea de Inginerie Chimică. Hobby-urile ei sunt muzica, sportul și șofatul. Cea mai mare realizare, faptul că a luat permisul de conducere de profesioniști. Și ultima pe listă la mine se numește Ruxandra Elena Băja. Este din Turnu Măgurele, are 20 de ani. Ea zâmbește, uitați, știe să zâmbească. Este în zodia Vărsător și este studentă AS Contabilitate. Idealul ei este să devină expert contabil. Iar cea mai mare realizare, apariția pe coperta revistei Povestea Mea. Wow! Ultima, dar nu cea din urmă, Cosmina Adriana Zamfir.
O constanțeancă de 16 ani, elevă la grupul școlar Ioan N. Roman. Își dorește foarte mult să devină însoțitor de bord pe un vas de croazieră. Cea mai mare realizare, faptul că este angajată și se întreține singură. Acum urmăriți manejul fetelor, foarte frumos, a fost o defilare perfectă, fără greșeală. În continuare, dumneavoastră veți urmări un material filmat, o să vedeți ce au făcut fetele în cantonamentul de aici, de la Palm Beach. Savurați imaginile! Ce am cunoscut domnișoarele, dragi prieteni, a venit momentul să cunoaștem și juriu, căruia îi urăm bun venit, bună seara, dar spunem și good evening, o să vedeți de ce. Începem cu domnișoara Izabela Teodoroiu, reprezentant X Alter Event. Cu siguranță ați auzit de broșura Mamaia în mâna ta, dar și de evenimentele Mamaia Milano Night, Disco Sensation, în care domnișoara aici de fată s-a implicat trup și suflet. Se ocupă printre altele și de agenția New Faces Milano, filiala din România. Agenția aceasta este a domnului Franco Battaglia și cu siguranță are un ochi avizat în ceea ce privește potențialul fetelor, în condițiile în care face casting permanent pentru modele și fotomodele. Bună seara! Bună seara! Alături de domnișoara Izabela Teodoroiu este un tânăr foarte interesant, care cu siguranță îi va șopti așa câteva indicații și câteva comentarii despre fete. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spun și eu bună seara din nou domnului George, un foarte bun colaborator al Neptun TV, pe parte de hair styling. Se poate lăuda cu un premiu internațional în colorimetrie și două premii naționale în tunsoare. Așteptăm cu nerăbdare sfaturile, recomandările de la el și am înțeles că domnul George s-a gândit să dea și niște premii, o să vedem mai târziu despre ce este vorba, deocamdată îi spunem bună seara și mulțumim anticipat.
Bună seara. Îi spunem bună seara și domnișoarei Mădălina Dinescu, reprezentant TV Neptun. Am făcut cunoștință cu domnișoara Mădălina și ediția trecută. Dumnea este producător de televiziune și cu siguranță ne va ajuta să desemnăm Miss Telegenica. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Cu siguranță am să fac acest lucru și îmi face multă plăcere că sunt aici alături de voi. Bună seara! Vă mulțumim! Și nu în ultimul rând,